fost deschis de Jador în cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii, 1-0 pentru Faimoși. La start se pregătește primul duel feminin al jocului nostru de astăzi. Georgiana de la Faimoși o întâlnește pe Mihaela de la Războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu cele două concurente și trebuie să rostocolească un cup pe un traseu în zigzag la sol. Este o probă, un traseu exclusiv la sol. Este Zani care o încurajează pe Georgiana și Musti care o încurajează pe Mihaela. Georgiana a uitat să poziționeze acolo cupul. E foarte important să-l poziționeze în gaura prevăzută, ceea ce Mihaela face. Cupul trebuie poziționat într-un locaj special prevăzut acolo pentru ca concurenta să continue traseul. Face asta Mihaela acum, împinge pe un cheam un cup de dimensiuni mai mari pe care îl are de poziționat. De asemenea, în spatele ei Georgiana a ridicat scripetele vertical și împinge acolo cupul mai departe și a reluat traseul Georgiana. Este Zani pe margine care îi dă instrucțiuni cum să facă. Așează Georgiana cupul și merge mai departe. A ajuns prima la scripetele orizontal Mihaela și culege cele două cupuri de dimensiuni mai mici. Mihaela are un avans acolo, își culege alte două cupuri aflate la înălțime, trage acolo scripetele și Georgiana. Interesant evoluția Georgianei ca practicantă de bot. Să vedem dacă reușește, a uitat cuburile, Georgiana se întoarce după ele. Deja Mihaela este la cele două gheapuri unde are de poziționat pe cele două cupuri mici o scândură. Pe scândură sunt 5 cărămizi albastre. Vor trebui concurentele să le tragă, fiecare să-și folosească ambele mâini pentru a trage un sistem de spori, să tragă la ele cele 5 cărămizi. Face asta acum cu atenție, începe să tragă pe cele două șgheaburi Mihaela pentru Războinici. Georgiana își așează cărămizile cele 5 și aleargă la capătul mesei. Este o masă cu două șgheaburi paralele de circa 4 metri. Trag foarte atente concurentele, este o probă înainte de proba de final, unde e nevoie de maximă concentrare și de coordonarea ambelor brațe. Reușește să recupereze din avansul Mihaelei și Georgiana. Însă, Mihaela își culege prima cele 5 cărămizi care trebuie poziționate pe panoul de final. A tras până la capăt și Georgiana cele 5 cărămizi roșii. Cărămizile sunt numerotate de la 2 la 6. Pe panou sunt deja poziționate cărămizile cu numerele 1 și 7. Cele 7 cărămizi vor trebui aruncate de concurente, vor trebui puse la sol, cu o să culeți cu nisip. Prima care începe să arunce este Mihaela. O aruncare înaltă ratează. Lovește suportul de metal al panoului. Două aruncări ratate pentru Mihaela. Începe să arunce și Georgiana. Aruncare înaltă pentru Georgiana. Nu reușește să dărâme. Niciuna din concurente n-a dărâmat nicio cărămidă. Prima concurentă care le dărâmă pe toate șapte va aduce punctul echipei sale. Cade o cărămidă roșie trântită de Georgiana. Trei cărămizi a trântit Georgiana din cele 7, mai are 4, nicio cărămidă trântită de Mihaela. Aruncă acolo cu putere Georgiana, se deconcentrează. Nu se pune această cărămidă pentru că a lovit suportul de metal, trebuie lovită direct cărămida sau postamentul pe care stă cărămida. O nouă aruncare a Mihaelei, tot fără succes, nu reușește. Aruncarea deconcentrată a Georgianei nu reușește să continue șirul cărămizilor. Reușește acum o nouă cărămidă, mai are 3 Georgiana. Cărămida cu numărul 1, cărămida roșie a căzut. Mihaela nu a dărâmat nicio cărămidă, toate de la 1 la 7 sunt poziționate acolo. Lovește din nou marginea de metal Georgiana, ratează. Aruncă Mihaela, ratează și ea. Aruncări care nu au putere acolo la Mihaela, e nevoie să arunce mai înalt. A lovit acum cărămida cu numărul 6 albastră, să nu cade cărămida, trebuie lovită direct, trebuie lovită un pic mai precis. Mai are 2 cărămizi Georgiana, 7 cărămizi în integralitate are Mihaela. Mai dărâmă Georgiana o cărămidă, mai are una singură căzut, însă trebuie poziționată din nou cu mâna trântită perfect să cadă la sol. Nici o cărămidă n-a reușit să dărâme Mihaela. 7 cărămizi albastre sunt încă pe poziție. Aruncare în alta Georgiana și ratează, trece pe lângă cărămidă. O nouă aruncare a Mihaelei, este 1-0 pentru Faimoși. Pare că Georgiana este foarte aproape să mai aducă un punct Faimoșilor, însă a încetinit ritmul, respiră, are timp. Reușește acum să trântească Georgiana și ultima cărămidă, scorul devine 2-0 pentru Faimoși, punct adus de Georgiana.
director, vă zic, uite, acum aici, la final, te rupi. Dar tu nu știi ce să faci, Georgiana. Nu știam. Tu ca de obicei nu știi ce să faci. N-ai știut nimic. Dar unde ai fost până acum? Da, a fost Spania la Milano. A fost niște treabă, a avut niște treabă puțin. Zi făcută, lăsați-o că a avut niște treabă. Traseul este de gândire foarte mult, deci trebuie să fii foarte atent. Este foarte matematic acest traseu, este foarte greu, nu înțeleg nici. Hai bă, lasă-mă, facem și tot. Stai aici, făptură minunată, vin aici. Stai să vorbim. Mihaela, hai că ridicam. Concentrează-te mai mult pe final și uite-te la o țintă. Și ține, am țipat toți la tine, ține aia, uite-te puțin. Gen cum era bilaia. Și cum o țineai? O țineai așa. Când arunci așa automat când ai. Ziceam să o iei așa cu toată mâna, dar să o iei cu toată mâna, nu s-o arunci așa. S-o arunci din oală. Dar ține-o ca lumea așa cu toată mâna. Da. Vezi, Georgiana, ce înseamnă antrenament? Da. Ai rupt-o. I-ai dat la Georgiana. Ce prăzit. Ia să văd. Bă, nimic n-a ținut minte până aici. Bă, de nimic, știi ce înseamnă? Doamne, că te-am făcut la lume. Dar nu vine să bă, mie nu vine, bă, lăsați asta la o parte. Mie nu vine să cred că noroc poate să aibă ființa asta. La 2-0 pentru Faimoș și în cel de-al doilea joc de imunitate al săptămânii, pregătiți să intre pe traseu, sunt Sebastian de la Faimoș și Alin de la Războinici. 3, 2, 1... Intră în forță cei doi concurenți și împing cele două cuburi. Fiecare are câte un cub și împing în zigzag. Prima parte a traseului implică un zigzag. Cuburile trebuie poziționate până ajung la un cub de dimensiuni mai mari. Acest al doilea cub trebuie așezat perfect într-un locaj prevăzut acolo pe nisip. Reușește, trage și așează primul, Sebastian. Ridică un scripete orizontal acolo, Sebastian. Primul ce împinge un alt cub pentru a-l introduce și pe acesta într-un locaj de nisip. Reușește și Alin să introducă primul cub de dimensiuni mari. Este Sebastian în fața scripetelui. Orizontal trage acolo două cuburi de dimensiuni mai mici pe care le culege și le așează la baza unei ansamblu de trei cuburi. Acolo are de luat de la înălțime alte două cuburi mici. Face asta Sebastian, primul la scripetele orizontal este Alin. Are un avans de timp acolo. Sebastian uitase de scândura pe care stau cele cinci cărămizi. Timp suficient pentru ca și Alin să ajungă să poziționeze pe cele două șgheaburi paralele, cele două cuburi mici luate de la înălțime. Pune acolo o scândură și începe să tragă Sebastian cele cinci cărămizi roșii. Doar așa va putea ajunge pentru proba de final. Pe un panou, la proba de final sunt două cărămizi numărul 1, cărămida cu numărul 7. Reușește să și le recupereze Sebastian primul, dar și Alin le-a tras, au clătinat acolo cărămizii albastre, însă nu au căzut. Viteză de execuție foarte bună la cei doi, Sebastian și Alin. Sebastian, un fotbalist care, iată, reușește să se descurce și cu mâinile foarte bine. Așează acolo Sebastian în viteză cărămizile de la 2 la 6 și începe să arunce cu săculeț de nisip. A reușit și Alin să le poziționeze pe toate pe panou. Prima aruncare, prima cărămidă dobărâtă de Sebastian, mai are 6. O nouă aruncare, o nouă reușită pentru Sebastian, mai are 5 roșii, a căzut și o cărămidă albastră. O nouă aruncare a lui Alin, mai are 5 cărămizi albastre, Alin, mai sunt 4 roșii. 4 cărămizi albastre, foarte bună rata de succes a lui Alin. O aruncare și o dărâmare a cărămizii, mai are 3 albastre și 4 roșii. 3 roșii sunt acum și pentru Sebastian. O nouă aruncare și n-are acolo succes Sebastian, mai sunt 2 pentru Alin. Să vedem dacă va reuși înaintea lui Sebastian să aducă punctul și asta face acum. Alin reușește să aducă primul punct al războinicilor în jocul de astăzi. 2 la 1 pentru Faimoș. O singură chestie, spune și atât. Oală. Tehnică în regim de viteză, aici, la oală, eu n-am forță mă să vei pe forța mamei mele. Acolo pentru cine are forță e greu pentru cup. Dar numai la mine, la tine nu și la rest. Și în rest... Aici concentrare. Da. Atât, nu am ce. Oricum la tine era față cu final. Întrebare. Hai! Putuca mică! Bă, dar niciodată, mă! Sebi, tu pentru noi! Ești Ronaldo 2 acum. Ești Adimutul 2. Adimutul 2. Sebi, pentru noi! Cum le-a dat, mă? Lasă, mă, ce vrei să faci? Obișnuiești. Stai liniștit, mă, ai fost cel mai bun. E 2-1, nu? Da. Bine, hai. Scorul este de 2 la 1 în confruntarea dintre Faimoș și Războinici. Pregătite să intre pe traseu sunt Alexandra Stan pentru Faimoș și Melina pentru Războinici. 3,
2, 1. Intră pe traseu Alexandra Stan și o întâlnește pe Melina, împing cele două concurente câte un cup pe un traseu în zigzag. Este o probă exclusiv la sol pe margine. E Musti care o susține pe Melina și Culiță pe Alexandra Stan. Viteza de deplasare este similară la cele două concurente. Ajunge prima la un cup de dimensiuni mai mari. Alexandra Stan trebuie să îl poziționeze într-un locaj special prevăzut acolo pe nisip. Încearcă și împinge acolo Alexandra Stan. Împinge și Melina. E important ca acest cup să se așeze perfect. Doar atunci pot trece mai departe concurentele pe traseu. Prima care face asta este Alexandra Stan. Pentru a ajunge la următorul cup, ridică acolo un panou orizontal Alexandra și îl împinge pe un șcheap pentru a-l poziționa și pe acesta la sol. Melina a forțat și ajunge și ea să-și așeze cupul. Aruncă cupul Alexandra Stan și l-a poziționat, însă Melina a luat-o înainte. Extraordinară desfășurare de forțe pe traseu. Cele două concurente trag un scripete orizontal acum, de unde vor culege alte două cuburi de dimensiuni mai mici. Trage prima Alexandra Stan, s-a uitat cuburile, s-a întors după ele. Astfel Melina reușește să le ia, le-a poziționat acele două cuburi și de la înălțime a cules alte două cuburi. Melina își culege cele două cuburi de dimensiuni mici Alexandra Stan. Ele sunt amplasate pe două șgheapuri paralele pe care, pe aceste cubulețe, pune acolo Melina o scândură cu 5 cărămizi, au căzut cele 5 cărămizi albastre. E foarte important ca ele să fie așezate perfect, pentru că cele două concurente trebuie să le tragă cu două spori. Prima care le amplasează absolut în ordine este Alexandra Stan. Melina a dărâmat cărămizile și a trebuit să le așeze din nou. Fiecare folosesc ambele mâini pentru a trage. Au acolo două spori și trag cuburile pe care stau scândura și cele 5 cărămizi. Doar așa pot fi transportate cărămizile pentru proba de final. Prima care reușește a forțat acolo Melina, își culege cele 5 cărămizi și le duce la panoul de final. Acolo sunt poziționate deja cărămizile cu numărul 1 și 7. De la 2 la 6 pune acum Melina și la fel face și Alexandra Stan cu cărămizile ei roșii. Vor trebui să le poziționeze pe panou. Prima care reușește să le pună în ordine de la 1 la 7 este Melina. Își culege Melina săculeții cu nisip. Mai are Alexandra Stan încă 3 cărămizi pentru a începe și ea proba de final. Prima aruncare a Melinei lovește cărămida cu numărul 1. Se clintește, dar nu cade. Cade acum cărămida cu numărul 1. Aruncă din nou Melina. Ratează cărămida cu numărul 2. Nu a atins cărămida. Cade cărămida cu numărul 2. Începe să arunce și Alexandra. O aruncare diferită, Alexandra, aruncare de forță cu săculețul de nisip. Nu cade! Se lovește pe postament, cărămida roșie, dar nu cade. Mai are Melina 3 cărămizi. Își culege săculeții Melina. Aruncă Alexandra Stan și a dărâmat acolo o cărămidă, un stău, un săculeț roșu pe postamentul larg. Cade și a doua cărămidă roșie, mai are 5 Alexandra Stan. O cărămidă albastră se încăpățânează și nu a căzut, cade însă cealaltă. Mai are 2 Melina, schimbă poziția aruncării. Aruncări cu ambele mâini la Melina. Continuă și Alexandra Stan accelerează, mai are 4 cărămizi roșii Alexandra Stan. Melina atinge o cărămidă, o șterge, însă nu cade. 4 cărămizi, Alexandra își recuperează săculeții. Melina are timp și continuă să arunce. O aruncare, cade și cărămida pe numărul 6. Mai are o singură cărămidă de dărâmat Melina. Mai sunt 4 acolo la roșii. Scorul este de 2 la 1 pentru faimoși. Să vedem ce va face Melina. Reușește Melina să aducă punctul cum ne-a obișnuit pentru război. Și asta face acum Melina, aduce egalitate între faimoși și războinici. Alexandra Stan mai avea 4 cărămizi. Melina face ca scorul să devină 2 la 2. Deci îl aranjez cu piciorul. Îl anțin cu piciorul. Să iei timpul tău. Bravo, să iei timpul tău decât să, da, deci decât să ți se blocheze acolo. Mai am o chestie. Nu, 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 fix înainte să ajungi acolo. La urea, da, acolo, da. Aici venit-o, ai tras la aia, genius. Da, era mai ușor să, gen, să faci invers. Nu mi-am dat seama de... Nu contează, că ai dat seama. Dar merge ambele... Da, da, da. Eu am făcut așa. Da, da, bravo. Dar, într-adevăr, uite, asta este unul din ce... Adică acum m-a luat amețeala. Asta este primul traseu la care m-a luat amețeala. În momentul, fiți foarte atente, fetelor, că aruncați, vă duceți după chestia respectivă și voi aveți încă 5. Da, aveți în lângă voi. În spate. Da, da, da. Sunt 2-3 secunde bune și le pierzi. Da, te-ai dus să aranjezi ăla și apoi vin înapoi. Puteai să dai până terminai alea, te duceai, luai alea și aranjai și ăla. Avem din nou egalitate în jocul de astăzi între faimoși și războinici, joc a cărui miză
este reprezentată de totemul de imunitate și de provizii ca premiu suplimentar. Intră pe traseu Cătălin Moroșanu pentru faimoși și îl întâlnește pe Starlin pentru războinici. 3, 2, 1! În forță intră cei doi concurenți. Iată pe margine Zani și Musti îi susțin, împing cele două cuburi. Ridică acolo un panou pentru a ajunge la cupul cu numărul 2, primul Cătălin Moroșanu, dar și Stalin împinge cupul. Interesantă tehnica lui Stalin pentru a poziționa cel al doilea cup la sol. Aleargă, parcurg în forță acest traseu unde trebuie să împingă cupul și să le recupereze. Trage de scripetele lui rezultat. Ambii sunt motivați pentru a-și aduce echipa în avantaj, și Stalin și Moroșanu. Moroșanu s-a încurcat acolo, însă a reușit să culeagă și el cuburile de la înălțime. Sunt două cuburi de dimensiuni mai mici. Trebuie amplasate pe 20 gheaburi paralele, pe care pe aceste cuburi amplasează cei doi concurenți o scândură, iar pe scândură sunt 5 cărămizi din cele 7 care vor face obiectul probei de final. Primul care începe să tragă cu ambele mâini două spori în viteză, dar controlat, este Stalin. Începe să tragă și Moroșanu. Stalin nu dărâmă nicio cărămidă și le culege cărămizile albastre pentru panoul de final. Reușește să facă asta și Cătălin Moroșanu. Ele trebuie amplasate, aceste cărămizi, pe un panou unde erau deja cărămizile cu numerele 1 și 7. La fel este și la Moroșanu. Amplasează primul cărămizile Stalin. Le aranjează acolo, sunt în ordine crescătoare, jos și sus. Își culege săpuleții Stalin și începe să arunce două aruncări, două rate. Începe să arunce și Moroșanu, aruncare puternică cu mâna stângă, cum l-a obișnuit Cătălin Moroșanu. Două aruncări, două cuburi roșii au căzut, niciun cub albastru n-a căzut. Trei cuburi roșii au căzut, mai are trei acolo Cătălin Moroșanu. Ce viteză de execuție și ce rată de succes are, mai sunt trei. A dărâmat și Stalin prima cărămidă. Încă o cărămidă dărâmată de Stalin, mai are patru. Mărește acolo ritmul Stalin, e 2-2 între faimoși și războinici, al doilea șoc de imunitate al săptămânii. Mai are trei cărămizi roșii, Moroșanu lovește cu forță, însă nu cade acolo. Cade până la urmă cărămida cu numărul 7. Mai are Stalin 2, mai are Moroșanu 2. O singură cărămidă pentru faimoșii. Să vedem ce face. Primul care va arunca va avea șanse. Arunca acolo două cărămizi albastre. O singură cărămidă mai este, a trântit ultima cărămidă. Mai are o singură cărămidă acolo Stalin și trântește Moroșanu cărămida și aduce echipa faimoșilor în avantaj. Scorul este de 3-2 pentru faimoși. Mă ascultați, vreți? O să pice cubul, așa, gen, în formă de piramidă, da? Așa. Pică cu un colț înăuntru, în gaură. Un colț, așa. Ei, tu nu ridici și faci cu piciorul. Îi tras de aici și de aici el o să se ducă, pierzi așa. Îi tras de el, că așa pierzi 2-3 secunde până îl nimerești, că nu avem chiar așa, știi? Și pică, buf, și s-a dus. Bă, ce sari de dintre? Nu mai faci așa! Ce m-a enervat? Relaxează-te. Era punctul. Relaxează-te. Da, băi, nu mă auzi, să mă auzi! Gata, relaxează-te. Relaxează-te. Eu zic să-i ascult, adică noi zicem de pe margine doar dacă nu e bun. Exact. Și trebuie să-l pui la loc. Am vorbit mai mult. Și eu am văzut că nu era bun și pe asta l-am pus la loc, dacă nu, nu l-o puneam. Bine, stai liniștit, stai liniștit. Lăsați-i pe unul singur să vorbească, mami, ce am vorbit de la început. Dar nu a fost, că toată lumea a zis că nu-i bun, a fost cineva care a zis până la loc. Avem 3-2 în confruntarea pentru imunitate dintre faimoși și războinici. Un nou duel feminin e pregătit să intre pe traseu. Roxana Nemeș pentru faimoși o întâlnește pe Maria pentru războinici. 3, 2, 1! Intră pe traseu Roxana și Maria. Competitoare redutabile s-au dovedit amândouă. Roxana Nemeș este cea care a dus totemul de imunitate în primul meci al săptămânii de imunitate, dar și Maria a dovedit întotdeauna că poate forța și poate face surprize plăcute pe traseu. Împing acolo, rostogolesc în zigzag primele două cuburi de dimensiuni mari, cele două concurente. Trebuie să le poziționeze într-un locaș, într-o gaură special prevăzută la sol. Amândouă sunt în același moment, poziționează acolo, trage Maria și îl pune prima cu câteva secunde înaintea Roxanei Nemeș. Pentru a ajunge la cel al doilea cub, ridică două panouri verticale și împing cele două concurente, cele două cuburi pe 20 gheaburi. Împing acolo și prima care poziționează într-un alt locaș la sol este Maria. Aleargă acolo, sunt în alergare, spectaculoasă evoluția ambelor concurente. Hai, Roxana!
trage acolo Maria scripetele și reușește prima să-și recupereze de la înălțime cele două cuburi de mici dimensiuni. Face asta acum și Roxana Nemes. Au de poziționat aceste două cuburi de mici dimensiuni pe două șgheaburi. Pe aceste două cuburi vor pune și face asta prima Maria o scândură. Pe scândură sunt 5 cărămizi din cele 7 pentru proba de final. Atent acolo! Face și Roxana Nemes însă scapă cuburile roșii. Roxana va trebui să le repoziționeze. Mai are o cărămidă jos. Roxana 4, mai are una de pus. În timp ce Maria, controlat, trage de cele două sfor cu ambele mâini pe șgheaburi. Își recuperează prima cuburile albastre. Maria, pentru a le duce la panoul de final, începe să tragă cele două sfor și Roxana Nemes. Cu atenție pentru a nu le scăpa. Dacă le scapă, trebuie să reia din același punct Roxana Nemes. Are timp acolo Maria la panoul de final. Scorul este de 3-2 pentru faimoși. Să vedem dacă avantajul de timp îi va folosi Mariei, care își culege săculeții de nisip pentru a începe aruncările. Prima aruncare a Mariei. Două aruncări ratate la Maria. Nu sunt suficient de puternice. Nici a treia nu are înălțime. Trebuie dărâmate cele 7 cărămizi. Dacă lovește cadrul de metal, cum s-a întâmplat de câteva ori la Maria, nu iese. Punct. Prima cărămidă albastră cade, mai are 6 și le aranjează în acest timp Roxana Nemes. În ordine crescătoare de la 1 la 7 începe să arunce și Roxana Nemes. O aruncare înaltă, însă fără succes. Aruncare cu două mâini la Roxana Nemes. Maria are 2 cărămizi dărâmate, mai are 5 în picioare. Aruncă cu putere acolo Roxana Nemes. O cărămidă dărâmată de Roxana Nemes, mai are 6. 2 cărămizi dărâmate. 4 la 4 au cele două concurente. A reușit Roxana să recupereze din avantaj. Să vedem dacă reușește să ducă până la final această probă Roxana Nemes. Cade acolo cărămidă roșie, însă nu cade de tot. Ea trebuie pusă cu mâna, face asta acum Roxana Nemes. Maria mai are 2 cărămizi. S-a concentrat mai mult, o singură cărămidă albastră, mai sunt 4 la Roxana Nemes. Aruncă Maria, o clintește pe această ultimă cărămidă cu numărul 7 albastră, însă nu cade. Aruncă din nou Roxana Nemes și iată, nu cade din nou cărămidă albastră. Pregătește Maria o nouă aruncare. 4 cărămizi roșii, o singură cărămidă albastră, care cade acum, trântită de Maria. Maria reușește să restabilească egalitatea. 3 la 3 între faimoși și războinici. Și traseul, bravo și finalul, bravo, bravo tot. Bravo. Uite, Maria a avut putere să bagi, mamă, ce mi-au simțit, s-a uscat gura, frate. Marie, mai cu curaj un pic. Da, bravo. Da, atât a fost. Mai cu curaj. Și de ce? Te dai doar așa, și de ce? Pentru că m-am gândit la finalul de la trecută, știi? Când am jucat cu Roxana. Și a intrat frica, la modul... Te-am nu a fost frica, nu că a fost frica. Dar era chestie, da, să nu mă bată și acum, știi? Da, zic, da. Nu mai las să mă bat și acum. Și n-ai mai fost tu cu tine pe da, trase. Și nu mai eram da, cu mine. Și mai ales când auzeam pe voi, am crezut că mai are una. Mă. Și la ultima eram... Nu m-a bat data asta. Expiră pe nas, expiră pe gură. Eu sau pe nas, expiră pe gură. Expiră. Reglează-ți respirația. Hai că vrea. Vino să te aduc înainte aminte următorul pas. Hai că nu știu dacă se poate colința. Reglează-ți respirația. Pregătiți la start cu un nou duel masculin. Sunt Culiță pentru faimoși și Andrei pentru războinici. 3, 2, 1. Intră pe traseu Culiță și Andrei. Împing în forță cuburile pe traseul în zigzag. E foarte important că acest traseu este exclusiv pe sol. Trebuie împinse cuburi pentru a ajunge la alte cuburi de dimensiuni mai mari în acest caz și poziționate pe sol. Primul care face asta este Culiță. Încearcă acolo și reușește și Andrei. Pentru a ajunge la următorul cub au ridicat fiecare concurent câte un panou vertical și au ajuns la scripetele orizontal pe care îl trage cu putere acolo primul Culiță. Acolo la scripete au alte două cuburi de mici dimensiuni. Se urcă pe ele Culiță și de la înălțime culege alte două cuburi de dimensiuni mici. Face asta și Andrei acolo. Cele două cuburi sunt poziționate de concurenți pe două șgheaburi paralele. Pe aceste două cuburi vor poziționa și face asta Culiță. Trage acolo cu două mâini. Fiecare mână trage cu sfoara pe cele două șgheaburi. Cele 5 cărămizi sunt puse și de Andrei. Doar așa concurenții pot să ajungă la panoul de final unde își vor face proba de îndemânare. Primul care recuperează cărămizile, cele 5, este Culiță.
În alergare ajunge Guliță la panou, ajunge în spatele lui și Andrei, care a forțat acolo să-l ajungă din urmă pe Guliță. Cărămizile cu numărul 1 și 7 erau poziționate deja pe panou la ambii concurenți. Așează Guliță, mai are de așezat și cărămida cu numărul 3 și începe să arunce primul Guliță pentru Faimoș. Este egalitate în confruntarea de astăzi. Prima aruncare a lui Guliță dărâmă o cărămidă. O a doua aruncare dărâmă încă o cărămidă. A dărâmat acolo și Andrei. Două cărămizi mai sunt, 5 cărămizi albastre. Iată ce viteză, crește viteza Andrei și a reușit să ia înaintea lui Guliță. Mai sunt 2 albastre și 2 roșii. Și mai are Guliță încă una. Să vedem, prima aruncare este lui Andrei. Aruncarea lui Andrei este mai rapidă decât a lui Guliță și a reușit. I-a luat-o înainte lui Guliță și urcă scorul la 4-3 pentru războinici. L-ai rupt! L-ai spart! Bine că ai fost concentrat la ultimele două. Da. Mamă, ce te băteam! Am promis pentru focos, o să am grijă de tine și de mulți să aveți apă. Bravo, Andrei! Băi, când l-am băcut cel mai bun. Bravo! Bravo! Băi, ce nevoie avea pe cum cum ești pățint într-un fel! E ce trebuie! E ce trebuie, băiete! Bravo! A văzut cum ai una și a dat bum, bum! Ca la mitralier! Le-a nimerit pe amândouă. Bravo! Băi, lucre! La secund! Bravo! E mai bun ca ai locul. Băi, ia ascultați-mi. Intru într-o a doua iară. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.